În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Și doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz. Și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta. Născut 14 februarie 1935, satul Peredâta, fostul județ Cotin, România, azi Republica Moldova. Decedat 18 ianuarie 2009, Chișinău. A fost un poet român, originar din România, care a locuit în Republica Socialistă Moldovenească, ulterior Republica Moldova. Grigore Vieru s-a născut într-o familie de plugari români, a lui Pavel și Eudochia Vieru. A absolvit școala de 7 clase din satul natal în anul 1950, după care a urmat școala medie din orășelul Lipcani, pe care o termină în 1953. A debutat editorial în 1957, student fiind cu o pachetă de versuri pentru copii, Alarma, apreciată de criticii literari. În 1958, Vieru a absolvit Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chișinău, Facultatea de Filologie și Istorie. În același an, i-a apărut a doua culegere de versuri pentru copii, Muzicuțe, și s-a angajat ca redactor la revista pentru copii Scânteia Leninistă. Contemporan cu noi, el este și un exponent al ideilor dominante în conștiința noastră națională, pe care le exprimă artistic și ne îmbogățește cu sufletul său. E un poet fructuos, mereu sensibil la freamătul inimii și la zbuciumul timpului. E poetul epocii noastre. Un cuvânt despre poetul Grigore Vieru produce emoție, trăire firească, impuse dincolo de toate ce se produc în viață. Împreună cu alți creatori ilustri, reprezintă o școală poetică în care poezia este chiar viața și sufletul omului. Povestea prea frumoasă, Eudochia, de Dumitru Almaș. Prozator, publicist, istoric, autor de romane istorice și biografii romanțate, Dumitru Almaș s-a născut la 19 octombrie 1908 în satul Negrești, comuna Dobreni, într-o familie de oameni săraci, fiul Mariei, născută Cojocaru, și al lui Ion Airincăi, care au avut 10 copii, Dumitru fiind cel mai mare dintre ei. După școala primară, în satul natal, urmează liceul Petru Rareș din Piatra Neamț și Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din București, specialitatea Istorie-Geografie. Își dă doctoratul în istorie cu teza Voltaire Istoric. Face un staciu de redactor la ziarele Zorile și Lumea Românească. Apoi este profesor la liceele din Siliștea și Călăraș, la Școala Normală și Liceul Petru Rareș din Piatra Neamț, conferențiar și profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București, la care rămâne profesor consultant și după pensionare. A debutat în 1938 cu novela Moartea colecționarului de fluturi. A mai publicat romanele Acolo, În Filioara, Ne cheamă primăvara, Nicolae Mielescu Spătarul, Căderea Bastiliei, Trandafirul Roșu, Frații Buzești, Diamantul Negru și altele. Cică Decebel avea o soră numită Eudochia. Era așa de tânără, de vitează și de frumoasă, încât când a văzut-o,
împăratul Traian a prins mare dragoste pentru dânsa. I-a zis: i-a văzut Dochia, cu cât curaj se apăra cetatea de vasar Bisegetusa. Acum, când eu l-am biruit pe fratele tău, Decebal, și am cucerit Dacia, iar războiul s-a sfârșit, vreau să vin cu mine la Roma. Vei trăi acolo în bogăție și mărire, în palatul meu cel cu pereți de aur și podobit numai cu lucruri scumpe. Mulțumesc, împărate, a zis Dochia. Admir vitejia și bunătatea ta, dar eu la Roma nu pot merge. De ce? Pentru că sunt sora lui Decebal, iar el și-a urmat singur zilele ca să nu ajungă prizonierul tău. Oricât de frumos ar fi palatul tău, eu acolo tot o biată roabă aș fi. Și apoi sunt multe fete dace mai frumoase ca mine. Dacă vrei, însoțește-le cu romandii tăi să se zămislească un nou popor care să aibă în firea lui târzenia și vitejia noastră și măreția voastră. Eu însă de aici nu plec. Voiesc să mă îngrop aici, în pământul sfânt al Daciei. Traian împăratul i-a ascultat povața. Dar când a aflat că Dochia a luat o turmă de mioane, s-a făcut păstoriță și a urcat în munți, departe, s-a supărat foc. Fiind el împărat mare și puternic, a vrut ca măcar sora lui Decebal să-i fie ca o podoabă în carul de triumf. Și a luat câțiva ostași credincioși și a pornit în urmărirea Dochiei. A mers zile și săptămâni peste dealul și văd. A găsit-o abia în vârful muntelui Ceaplău. Păștea oile pe un plai înclinat către soare, cu iarbă deasă și flori multe, albe, roșii și albastre. Dochia, a zis Traian, acum nu mai scap, te iau cu mine. Nu, împărate, mai bine mor ca fratele meu Decebal decât să ajung groabă. Îți vreau binele, Dochia. Ai să trăiești în mare bogăție. Dacă vrei binele, lasă-mă aici, în țara mea, în Dacia. Neduplecat-o, te iau cu Diasila, te repes. Și a și făcut semn ostașilor s-o prindă. Speriată, Dochia a ridicat mâinile spre cer și a șoptit: stană de piatră mă fac și rămân aici, în țara mea. În adevăr, cât ai clipit din ochi, Dochia cea prea frumoasă, cu toate mioarele ei răspândite pe pajiște, s-au prefăcut în stânci, înfipte în piatra muntelui. Traian a încremenit și el de uimire. Când și-a venit în fire, a zis: n-am ce face, dacii, bărbați și femei sunt legați de țara lor, ca munții și stâncile lor. Nu pot decât să ascult sfatul Dochiei și să aduc aici cât mai mulți romani. Și zicând așa, Traian s-a întors la Roma, iar pe muntele Ceaplău se vede și azi o stâncă înaltă, ca o păstoriță, iar în jur câteva zeci de stânci răsferate pe plai, ca niște oi vrumării. Din străbun, românii zic acelor stânci: baba Dochia cu turma ei de mioare. Zbrăvilă lui pe cală, de Petre Dul. Născut pe 10 martie 1856 în comuna Tohat, județul Salaj, va urma primele 10 clase la Baia Mare în limba maghiară și cu toate acestea reușește în fiecare an să obțină premiul întâi. Pasionată de literatura română și în special de poezie, în bună măsură datorită influenței mamei, cea care îi spusese în copilărie primele povești și basme. Până în 1881 va traduce și 2 piese de Euripide în limba română, o premieră absolută și un prim pas remarcabil, deși autorul se va declara mai târziu nemulțumit de primele versiuni. În 1894 apărea Isprăvile lui Păcală, o transpunere versificată a poveștilor din folclor, avându-l ca erou pe astăzi celebru personaj. Nu puține dintre ele, fiind cunoscute din familie, altele culese din diverse surse, însă unificate prin stilul marcat de muzicalitate al autorului. Petre Dulcu a murit pe 31 octombrie 1953. Scoală-te din somn, băiete, când de ziua s-a crăpat. Du la iarbă pe Joiana să-ți o duci la adăpat. Uite-o, vrea să intre în holdă, n-o lăsa la grâu, aleargă, noaptea. Vezi, din bătătură, vreun om rău să nu ți-o șteargă.
Trebuia și zi și noapte slugă, păzitor să-i fie. Nu era făcut el însă, după dastea să se ție. Să mă zbucium eu atâta pentru vacă. Până când? Și de ce la urma urmei? Ia mai bine, hai să vând, să mă scap. Așa Păcală, hotărându-se într-o zi, își lă de funie vaca și înspre târg cu ea porni. De acasă în zor de ziua, el plecă pe vreme bună, dar la miaz, printr-o pădure, îl ajunse o furtună, nor de plumb, într-o clipită au cuprins tăria toată, vântul clătina copacii, mai din rădăcini se-i scoată. Unde să mai merg acum, pe vreme atât de grea, până la târg e cale încă? Băiețanul se gândea, vede un stejar alături, înalt, cu trunchiul scorburos. Ia să mă opresc o leacă sub acest copac scufos. Și, legând-o pe Joiana de-a stejarului tulpină, el își lasă jos pe iarbă trupul dormic de hodină. Stă ce stă culcat, cu mâna căpătâi, și adoarme dus. Fulgere brăzau tăria, vântul vâjâia pe sus, clătinat de vânt stejarul îndelung a scârțăit. Lui Păcală în somn copacul îi părea că ar fi vorbit și... Aud ce ai spus? Îi zice, iute capul ridicând. Este de vânzare vaca, tu mă întrebi și cum o, și cum o vând? Ai ghicit, e de vânzare. Să o cumperi, dacă vrei, nu țin mult pe ea stejare, numai 70 de lei. Vântul, care își domolise puțin tela sa mânie, prinde, abate iar prin ramuri, parcă și mai cu tărie. Scârți, făcut din nou stejarul, iar Păcală... Nu vrei, hai, 70 de lei e prea mult, mai 40 îmi dai. Dă-mi, n-ați-o și cu atâta. Dar copacul, iarăși, scârți. Ce parale n-ai acum să te aștepți, zici, până marți? Bine, nu e lucru mare, până marți te îngăduiesc. Nu mai vezi la ziua asta, banii gata să-i găsesc. Mă înțelegi? Să n-avem vorbe. Și acolo în pădurea teasă, sub stejar lăsându-și vaca, bun rămas, porni spre casă. Frații, cum îi văd că vine? Unde-i vaca? Ia că-am dat-o. Cui? Cu ce preț? În pădure, un stejar mi-a cumpărat-o. 40 de lei pe dânsa, o să-mi deie marți, mi-a zis. Cum? Ce spui? Ești beat, măi frate, sau ne iei pe semne în râs? Dacă nu vreți, nu mă credeți. Le-a răspuns el, liniștit. Cei doi se minunează. E nebun, s-a mântuit. Om cu mintea întreagă poate astfel de prostii să facă? Pe așteptate, auzi. Să vândă cui? Unui stejar, o vacă. Trasul ne-a pe soare zdravă, mai de ună zi. La împărțeală, dar acum cu vânzarea, o păți și tu, Păcală. Și pe când vorbeau ca pastfel cei mari, în a lor privire se zărea lucind o rază de nespusă mulțumire. Dânsul, ce să zică, tace. Apoi marți, în zor de zi, cu un topor în mână, haide spre pădure întins porni. Când ajunse la stejarul unde vaca și-o lăsase, funia doar acolo, ruptă, vaca nicăieri plecase. Ei, stejare, bani iute! Și stejarul iarăși, scarți! Va să zic că nici acum n-ai parale, marți, tot marți. Știi ce? Hai mai treacă până marțea care vine. Dar de nu te ții de vorbă nici atunci, o paci cu mine. Marțea următoare însă, când s-a dus din nou să-i ceară, scarți, făcut din nou stejarul. Cum nici astăzi, marți, vei iară, a, copacule nemernic, ia stai că te văd eu minte. Știu că nu mai porți cu vorba tu pe nimeni de azi înainte. Și zicând acestea, trage-i cu toporul ascuțit, arde-l, până când stejarul la pământ s-a prăbușit. Iar atunci, la rădăcină, ochii când și-a țintește, colo-n scorbura negrită, jos, Păcală, ce zărește. O căldare și încăldare, ha-ha, ce de bogăție, sfinte Doamne, numai galbe, prețuiau o împărăție. Ori, ori, o, a zis flăcăul. Vezi, bătrâne, putregai, ce de bani aveai și totuși îmi spuneai mereu că n-ai.
Mă făcuși să alerg pe aici de atâta ori degeaba. Îți plăcea să strângi averea înșelând, se vede treaba. Prinse apoi, cu mâna plină, galbenii ai vântura. Uite acum am prețul vacii de unde mi-l lua. Și-a luat comara toată? Aș, lua doar banii săi. Cât avea să ia pe vacă, tocmai 40 de lei. Îi vrând chimir pe urmă. Bun rămas. Grei voios și plecă, lăsând acolo ceilalți bani, grămadă, jos. Împărțirea comorii. Seara, cum ajunge acasă, banii în palme îi zângănește. Iată prețul văpușoarei, o lețcaie nu lipsește. Frații, când văzură în mână-i aur, se minunară. Dar de unde, cum și ce fel, deocamdată nu întrebară. Ziua următoare însă, când se lumina de zor, nici nu s-a sculat pe cală, hai la el, nerăbdător! Ia ascultă, frățioare, cum se poate așa minune? Un stejar să-ți dea pe vacă bani de aur? Fii bun, spune! Că de aseară până acum n-a fost schip să ațipi, nici cât ai clipit din gene, tot la asta ne gândim. Să vă spun, le zise dânsul, tolănit pe o rână stând, mi-am ascuns de voi până astăzi, eu vreo faptă sau vreun gând. Nu voiam întâi să-mi plătească, dar i-am arătat pe dracu. Și le povesti din capăt întâmplarea cu copacul. Când aflară ei la urmă ce de bani frumoși mai are strânși în scorbură stejarul, să cruciră și mai tare. Vai, se dai de așa comoară și în pădure să o lași. Este cu putință, frate. Cum pustia pe-nturaș. Vino, iute, cu ridica alții, de mai zăbovim. Să luăm cu noi comoara și frățește să o părțim. Câinele și cățelul de Grigore Alexandrescu. Grigore Alexandrescu, născut 22 februarie 1810, Târgoviște, decedat 25 noiembrie 1885, București, a fost poet și fabulist român. S-a născut la Târgoviște în 1810, în Mahalaua Lemnului, fiind al patrulea copil al lui Mihai Alexandrescu, care a fost vameș și vistier și al Mariei. Rămâne orfan și sărac, dar de mic e deștept, cu o memorie extraordinară. Învață greaca și franceza. E ultimul fabulist autentic din literatura română, lăsându-ne vreo 40 de fabule în care adevărul ne mascat. Din cauza cenzurii autorităților, Câinele și cățelul, Boul și vițelul, Dreptatea leului, Vulpea liberală și altele. Lui Alexandrescu îi revine meritul de a fi consacrat în literatura română ca specii literare autonome, epistola, meditația și satira. A tradus din Lamartine și Byron. În ultimii 25 de ani de viață a fost marcat de alienare mentală. A murit sărat la București, în anul 1885. Alexandrescu este incontestabil cel mai de seamă fabulist al nostru. Cât îmi sunt de urâte unele dobitoace, cum lupii, urși, leii și alte câteva, care cred despre sine că prețuiesc ceva, de se trag din ea mare, asta e o întâmplare. Și eu, poate sunt nobil, dar să o arăt nu-mi place. Oamenii spun adesea că în țări civilizate este egalitate. Poate ia o schimbare și lumea se cioplește, numai pe noi mândria nu ne mai părăsește. Cât pentru mine unul, fiește cine știe, cu am de bucurie. Când toată ligioana, măcar și cea mai proastă, câine să dea îmi zice, iar nu domnia voastră. Așa vorbea de ună zi cu un bou oarecare, Samson, dulău de curte, ce latră foarte tare. Cățelul Samurache, ce ședea la o parte, ca simplu privitor, auzind vorba lor, și că nu au mândrie, nici capricii de șarte, s-apropie îndată și să-și arate iubirea ce are pentru ei. Gândirea voastră îmi pare minunată și sentimentul vostru îl cinstesc, frații mei. Noi, frații tăi, răspunse Samson plin de mânia. Noi, frații tăi, potaie, o să-ți dăm o bătaie care să pomenești cu nu știu cine suntem și ți se cade
pare ție, lichiare rușinată? Astfel să ne vorbești. Dar zicea... Și ce-ți pasă? Te întreb eu ce ziceam. Adevărat vorbeam, că nu iubesc mândria și că urăsc pe lei, că voi egalitate, dar nu pentru căței. Aceasta între noi adesea o vedem și numai cu cei mari egalitate vrem. Despre bunătatea sufletească de Nicolae Steinhardt. Nicolae Steinhardt, scriitor, critic literar și doctor în drept constituțional, în fapt o prezență fascinantă în mai multe domenii: literar, teologic, etic, critic și cultural. Evreu la origini, el s-a convertit la religia creștin-ortodoxă în închisoarea de la Jilava și s-a călugărit la mănăstirea Rochia după eliberarea din detenție sub numele de fratele Nicolae. Steinhardt este creatorul unei opere unice, Literatura Română, Jurnalul Fericirii, rămasă posterității de testamentul său literar. Nicu Aurelian Steinhardt s-a născut la 29 iulie 1912 în comuna Pantelimon, de lângă București, într-o familie evreiască, tatăl său fiind inginerul și arhitectul Oscar Steinhardt. Iar mama sa fiind Antoaneta Steinhardt, care era îngrădită cu Sigmund Freud. Încă din copilărie, este atras de clopotele și obiceiurile creștinești, părinții săi fiind foarte apropiați cu preotul Mărculescu din comună. În egală măsură, lui Steinhardt i-a plăcut de mic să citească. Între vârstele de 8 și 12 ani, el lecturând deja marea majoritate a capodoperelor literaturii universale: Tasso, Shakespeare, Balzac, Tolstoi, Vergiliu, Homer, Dante, Sofocle, Rousseau, Racine. În anul 1971, scrie prima formă a manuscrisului dactilografiat, Jurnalul Fericirii, una dintre cele mai prolifice opere de introspecție culturală-mistică din peisajul literaturii noastre postmoderne. Degeaba le avem pe toate: inteligența, cultura, istețimia, supracultura, doctoratele, supradoctoratele, ca profesorul din lecția lui Eugen Ionescu. Dacă suntem răi, haini, mojici și vulgari, proști și nerozi, doi bani nu facem. Se duc pe apa sâmbetei și inteligența, și erudiția, și supradoctoratele, și toate congresele internaționale la care luăm parte, și toate bursele pentru studii pe care le câștigăm prin concursuri severe. Nimic nu poate înlocui și sublinii nițică bunătate sufletească, nițică bunăvoință, toleranță, înțelegere, nițică susținută, bunăcuvință. Bunătatea sufletească nu e o virtute subtilă și rafinată. E un atribut de bază al ființei omenești și totodată un atribut al culturii. Bunătatea este acum al definiției date de Aristotel omului, ființă socială. Fără bunătate nu putem conviețui decât în condiții de groază și justificând amarnică afirmația lui Sartre: ceilalți, iată iadul. Există un altruism elementar exprimat prin bunătate, care este o axiomă a vieții obștești. Berdiaev spunea: pâinea pentru mine este o problemă materială, subînțeles egoistă, vulgară, dar pâinea aproapelui meu, continua Berdiaev, este pentru mine o datorie spirituală. Reiese de aici, în mod vădit, că nimic nu poate suplini întru totul bunătatea. Știm că de-am vorbit toate limbile și toate dialectele Pământului și de-am fi capabil să clasificăm, conform cu clasificarea decimală, toate volumele tipărite în toate limbile Pământului, de la Gutenberg și până astăzi, și de-am fi tobă de carte și de erudiție, și de-am cunoaște întrebuințarea tuturor termenilor specifici tuturor științelor și tehnicilor, tot nu ne putem numi oameni culți dacă suntem niște pizmăreți, niște bădărani și niște răi la suflet. Că ne-o place sau nu, cultura nu este numai acumulare de cunoștințe, ci o subțirime a caracterului și capacitatea de a nu considera bunătatea drept o simplă virtute desuetă și sentimentală. Să nu săvârșim regretabilă eroare de a lua drept scriitori pe simpli făcători de cărți
și drept oameni de cultură pe simpli memorizatori de informații. Testament de Tudor Arghezi. Tudor Arghezi, poet, prozator și gazetar, cu o carieră literară întinsă și foarte bogată, unul dintre autorii de prim rang al perioadei interbelice. Biografia scriitorului, plină de cotituri, a rămas până azi controversată în multe detalii. S-a născut la 23 mai 1880 la București, într-o familie originară din Corbunești, județul Gorj. Numele său adevărat a fost Ion N. Teodorescu. Pseudonimul Arghezi este explicat de scriitor ca fiind în legătură cu Argesis, vechiul nume al râului Argeș. Copilăria nu i-a lăsat scriitorului decât amintiri dureroase, acesta mărturisind: este cea mai amară vârstă a vieții, n-aș mai voi să fiu odată copil. Prima sa carte de poezie, Cuvinte potrivite, apare cu întârziere în 1927. Poetul avea 47 de ani. Sub direcția sa, în anul următor, apare ziarul Bilete de papagal. Debutul în proză se produce în 1929, odată cu apariția cărții Icoane de lemn. Deși Arghezi nu este singurul poet care s-a lăsat fascinat de universul mărunt, nicăieri ca la el, lumea viețuitoarelor fără grai nu a căpătat un contur mai unitar și mai complex. Toate aceste viețuitoare se află într-un fel de dependență afectivă față de om. Cântec de adormit cu țura, volumul copilărești. În 1967, pe 14 iulie, se stinge din viață, fiind înmormântat alături de soția sa Paraschiva în grădina casei din strada Mărțișor. Casa a devenit astăzi muzeu. Nu-ți vă lăsa pe bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte. În seara răsplătită care vine, de la străbunii mei până la tine, prin râpi și grope adânci, suite de bătrânii mei pe brânci, și care, tânăr, să le urci te așteaptă, cartea mea, fiule, o treaptă. Așează cu credință căpătâi, ea e crisomul vostru cel dintâi, al robilor cu saricile pline, de osemintele vârstate în mine. Ca să schimbăm acum întâia oară, sapan condei și braza în călimară, bătrânii au adunat printre plăvani sudoarea muncii sutelor de ani. Din graiul lor cu demnuri pentru vite, eu am evit cuvinte potrivite. Și leagă-ne urmașilor stăpâni și frământate mii de săptămâni, le-am prefăcut în versuri și în icoane, făcui din zdrențe muguri și coroane. Vininul strâns l-am preschimbat în miere, lăsând întreagă dulcea lui putere. Am luat-o cara și, torcând ușure, am pus-o când să-nvie, când să-njure. Am luat cenușa morților din vatră și am făcut-o Dumnezeu de piatră. Cotar înalt, cu două lumi pe poale, păzind în piscul datoriei tale. Durerea noastră surdă și amară o grămădii pe o singură vioară, pe care, ascultând-o, a jucat stăpânul ca un țapu judiat. Din bube, mucegaiu și noroi, iscata frumuseți și prețuri noi, biciul răbdat se-ntoarce cuvinte și izbăvește încet pe desitor odrasca vie a crimei tuturor. E dreptățirea ramurilor obscure, ieșită la lumină din pădure și dind în vârf, ca un ciorchin de negi, rodul durerii de vece greci. Întinsă leneșe pe canapea, domnița suferă în cartea mea. Slova de foc și slova făurită, împerecheate în carte se mărită. Ca fierul cal, îmbrățișat în clește, robul a scris-o, domnul o citește. Fără a cunoaște că în adâncul ei, zace mânia bunilor mei. Trebuiau să poarte un nume de Marin Sorescu. Sorescu a fost poet, dramaturg, prozator, eseist și traducător. Operele lui au fost traduse în mai mult de 20 de țări, totalizând peste 60 de cărți apărute în străinătate. S-a făcut remarcat și prin preocuparea pentru pictură, deschizând numeroase expoziții în țară și în străinătate.
fără a se înscrie într-un partid politic, după Revoluția Română din 1989, a ocupat funcția de ministru al culturii în cadrul cabinetului Nicolae Văcăroiu. Este considerat unul dintre cei mai mari scriitori români contemporani. Marin Sorescu, poet, dramaturg, prozator, eseist și traducător, a fost cunoscut în timpul vieții 1936 până în 1996 pe aproape toate continentele planetei. Operele lui au fost traduse în Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic, Brazilia, Columbia, India, Anglia, Germania, Franța, Grecia, Suedia, Olanda, Spania, Portugalia, China, Singapore, Rusia, Cehia, Slovacia, Serbia, Macedonia, Bulgaria și altele, totalizând peste 60 de cărți apărute în străinătate. A murit în anul 1996 la București. La moartea lui au rămas în manuscris 15 volume inedite, poezie, eseu, jurnal, roman. Cunoscut și prin preocuparea sa pentru grafică și pictură, a avut mai multe expoziții în țară și străinătate. În urma lui au rămas opere care vor fi reproduse în cataloge. Eminescu n-a existat. A existat numai o țară frumoasă, la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe, ca o barbă nepieptănată de crai. Și niște ape, ca niște copaci curgători, în care luna își avea cuibar rotit. Și mai ales au existat niște oameni simpli, pe care îi chemeam Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, sau mai simplu, ciobani și plugari, cărora le plăcea să spună seara în jurul focului poezii, Miorița și Luceafărul și scrisoarea a treia. Dar fiindcă auzeau mereu, lătrând la stâna lor câini, plecau să se bată cu tătarii și cu avarii și cu hunii și cu leșii și cu turcii. În timpul care le rămânea liber între două primejdii, acești oameni făceau din fluierele lor jgheaburi. Pentru lacrimile pietrelor înduioșate, decurgeau doinele la vale pe toți munții Moldovei și ai Munteniei și ai țării Bârsei și ai țării Vrancei și ai altor țări românești. Au mai existat și niște codri adânci și un tânăr care vorbea cu ei, întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt. Acest tânăr, cu ochii mari, cât istoria noastră, trecea bătut de gânduri, din cartea cirilică în cartea vieții, tot numărând clopii luminii, ai dreptății, ai iubirii, care ieșeau mereu fără soț. Au mai existat și niște tei și cei doi îndrăgostiți, care știau să le trăinească toată floarea într-un sărut. Și niște păsări și niște nouri, care tot colindau pe deasupra lor ca lungi și mișcătoare șesuri. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume, li s-a spus Eminescu. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume, li s-a spus Eminescu.